Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint un material de care sunt convins că va stârni diferite comentarii. Un rege care și-a trădat țara, de Vladimir Roșulescu. Despre actul de la 23 august 1944 din România s-a scris foarte mult, dar s-au ascuns cu destulă abilitate poporului român unele adevăruri ale acestui act și implicațiile lui în majoritate nefaste pentru România. S-a trecut cu vederea în mod deliberat situația militară a României în primăvara și vara anului 1944. Nu s-a spus nimic poporului român despre marea trădare de la Iași din 20 august 1944 a comandantului armatei a 4-a, general de corp de armată Mihai Racoviță, săvârșită în strânsă legătură cu Casa Regală și cu Partidul Comunist. Au fost prezentate în mod denaturat situația militară a României de dinainte de 23 august 1944, precum și tratativele diplomatice ale guvernului Antonescu de la Cairo și Stockholm, inițiate încă de la sfârșitul anului 1943, ca și despre rezultatele acestora. Nu s-a suflat o vorbă despre manevrele cercurilor Palatului de sabotare a acestor tratative și nu s-a spus nimic despre conspirația Casei Regale și a Partidului Comunist Român pentru arestarea lui Ion Antonescu și a guvernului său. 13 iunie 1944, regele Mihai I trata cu trădătorii de țară. Emil Bodnăraș, trădător dezertor al armatei române, uneltește la Palatul Regal deschiderea frontului românesc printr-o trădare militară numită Poarta Iașului. Anul 1942 a adus schimbări importante în situația de pe front. Inițiativa strategică a trecut din mâna Germaniei în cea a Coaliției Națiunilor Unite. Între 23 octombrie și 3 noiembrie 1942 a fost înfrântă armata germană din nordul Africii. Între 12 și 18 ianuarie 1943, armatele sovietice au străpuns blocada Leningradului, iar la 2 februarie același an au capitulat armatele germano-române la Stalingrad. Înfrângerile acestea i-au dat certitudine mareșalului Antonescu că Germania a pierdut războiul. Încă din noiembrie 1942, în trenul ce l-aducea spre București, de la o întrevedere cu Hitler, Antonescu a făcut o declarație senzațională. Germania a pierdut războiul, trebuie acum să ne concentrăm să nu-l pierdem pe al nostru. Demersurile făcute de Antonescu au confirmat această îngrijorare și preocupare. Barbu Știrbei, trimis la Cairo sub numele de Bond pentru tratative de armistițiu. Încă din februarie 1943, mareșalul Antonescu i-a propus lui Mussolini ieșirea comună din război, iar în septembrie 1943 au început negocieri secrete pentru încheierea unui armistițiu cu anglo-americanii. În octombrie același an au mai avut loc încercări de armistițiu cu englezii la Lisabona. A fost abordat în acest scop inclusiv suveranul pontif. După întrevederea serviciilor secrete aliate la Cairo, s-a decis trimiterea misiunii colonelului Ducaslen în România împreună cu alți doi ofițeri pentru a lucra ca intermediar între aliați și București. Acesta a fost prins la parașutare și instalat în București într-un apartament de la ultimul etaj al jandarmeriei. Ca urmare a parașutării colonelului în România, principele Barbu Știrbei a fost trimis în cel mai mare secret la Cairo sub numele de Bond cu un pașaport dat de Antonescu, dar la Istanbul a fost demascat nemților de către englezi, care doreau să împiedice ieșirea României din axă. Churchill miza pe faptul că germanii și românii vor temporiza înaintarea rușilor spre Europa, iar o deblocare anglo-americană în Balcan ar fi putut tăia drumul rușilor spre Europa. Planul n-a fost acceptat de președintele american Roosevelt. O altă problemă ridicată de către partea română la negocierile de la Cairo și respinsă de către anglo-americani a constituit o problemă a Transilvaniei de Nord, răpită de către Ungaria prin dictatul de la Viena. Anglo-americanii au declarat că această problemă va face obiectul negocierilor la conferința de pace după terminarea războiului. Deoarece partea română nu avea nicio garanție că anglo-americanii vor retroceda acest teritoriu, au respins propunerea. Rușii își urmau și ei cu destul abilitate interesele. Încă din octombrie 1943, la conferința miniștrilor de externe de la Moscova și apoi la conferința de la Teheran a șefilor de state din Uniunea Sovietică, Statele Unite și Anglia, Molotov, ministru de externe al URSS-ului, a afirmat că singurul om ce poate face o atare schimbare de front în România este mareșalul Antonescu. Pe la mijlocul lunii septembrie 1943, Mihai Antonescu aducea la cunoștința lui Dulles că participarea României la război nu mai e decât simbolică. A rupe cu acest simbol înseamnă expune România la cele mai grave represalii. Asta nu e cu putință decât în cazul unei debarcări aliate. Cu acest prilej, el insista asupra inoportunității schimbării regimului Antonescu
care dispunea de 45 de vagoane de aur, de mari cantități de cereale și de 1.000.000 de soldați înarmați. Numai guvernul de azi poate refuza nemților aceste rezerve prețioase. În ziua când mareșalul ar dispărea, nemții ar lua totul pentru nevoile lor, iar la guvern ar așeza slugi politice, probabil chiar pe foștii legionari, care ar suprima pe toți adepții lui Antonescu și pe toți rezistenții, adică toată elita românească. Temerile lui Mihai Antonescu s-au adeverit, rezervele de aur și de cereale nu au fost luate de către nemți, ci de ruși, iar 1.000.000 de ostași din cauza complotului Palatului Regal și al grupului de complotiști Bornăraș, Tămăceanu, Aldea, Racoviță a fost dezarmat. Circa 175.000 dintre ei au luat drumul lagărelor sovietice, iar poarta Iașului a fost deschisă fără lupte trupelor sovietice. Roosevelt a susținut capitularea necondiționată a României. În negocierile de armistițiu de la Cairo a ieșit în evidență faptul că între Departamentul de Stat al Statelor Unite, reprezentanții militari și președintele american Roosevelt existau serioase divergențe de opinie. Departamentul de Stat, prin secretarul său Cordell Hull, sprijinit de reprezentanții militari, a salutat propunerile românești de armistițiu. Noi credem că ei singuri, românii, trebuie să decidă dacă vor o lovitură de stat a lui Maniu sau ieșirea din acță o va face guvernul Antonescu. Dar, pentru o schimbare de front, recunoaștem că dacă el, mareșalul Antonescu, vrea și este hotărât să o facă, numai el are mijloacele necesare și cele mai mari șanse de succes. Autoritățile americane considerau acțiunea României de o importanță excepțională. Ea, România, trebuie să aibă statut de co-beligerantă și trebuie să acționeze cât mai repede. Dar Roosevelt rămânea neclintit în acțiunea de capitulare necondiționată. Sunt multe întrebări care s-ar putea pune acum după atâția ani de la eveniment. De ce armistițiul nu a fost realizat? Cum s-a putut pierde acest statut militar extraordinar, scurtarea considerabilă a războiului cu cel puțin un an și chiar câștigarea lui atunci? De ce a fost arestat șeful suprem al armatei care putea obține schimbarea de front și acordarea statutului de co-beligerant a României? Și mai ales, cum de s-a putut ordona de către regele Mihai dezarmarea armatei și încetarea focului înaintea semnării oricărui document de armistițiu? Opoziția din România, Maniu și Brătianu, au colaborat strâns cu Antonescu la toate negocierile de armistițiu în vederea ieșirii României din război alături de Axă. Se informau și se consultau reciproc cu regularitate. Ceva mai mult, mareșalul Antonescu a propus chiar să abandoneze puterea dacă aliații preferau să negocieze cu opoziția română. Guvernul sovietic a răspuns prin consilierul Semionov categoric față de discuțiile dintre putere și opoziție. Noi, rușii, preferăm să negociem cu actualul guvern al României și suntem gata să-l ajutăm să elibereze țara de germani. Iar la Cairo, ambasadorul rus Novikov, ca și ceilalți doi aliați, s-au pronunțat categoric. El prefera negocieri cu mareșalul Antonescu și nu cu trimișii regelui. Stockholm. Primele negocieri cu Uniunea Sovietică și unele avantaje. Deoarece negocierile de la Cairo trenau din cauza poziției rigide a Statelor Unite care cereau capitularea necondiționată, cât și din cauza unor tratate încheiate anterior cu URSS-ul pentru crearea de zone de influență sovietică din Balcani, inclusiv în România, guvernul Antonescu începe negocierile de armistițiu la Stockholm cu guvernul sovietic prin ambasadorul acestuia, doamna Alexandra Kolontai, în decembrie 1943. În vederea asigurării succesului acestei acțiuni, guvernul Antonescu a făcut o serie de schimbări diplomatice în capitalele susceptibile de a oferi posibilități de contacte și de negocieri. Astfel este numit Crețeanu la Ankara, George Caranfil la Helsinki și Friedrich Nanu la Stockholm ca miniștri plenipotențiari. La Stockholm, Nanu a fost contactat de către ruși în vederea negocierilor de armistițiu. Contactul, discuțiile și negocierile din capitala suedeză s-au concretizat prin formularea unor condiții precise de armistițiu și nu de capitulare necondiționată, cum ceruse Roosevelt la Cairo. Privind problema Transilvaniei de Nord, Uniunea Sovietică considera dictatul de la Viena nul și neavenit, iar Transilvania urma să revină în întregime României. În forma sa finală, proiectul de armistițiu cu URSS-ul de la Stockholm conținea printre altele următoarele condiții. Trupele române de pe front fie se predau rușilor, fie vor ataca trupele germane. Rușii se obligau să le aprovizioneze cu armament și alte materiale necesare și să rămână la dispoziția lui Antonescu și Maniu pentru a restabili independența și suveranitatea României. Rușii acceptau ca România să dea un ultimatum de 15 zile Germaniei pentru a-i părăsi teritoriul înainte de a-i declara război.
În cazul retragerii trupelor germane, România putea rămâne neutră. Arbitrajul de la Viena era nul și neavenit. Transilvania urma să revină la patria mamă în totalitate. Rușii se mulțumeau numai cu un culoar de trecere în nordul țării, iar guvernul român putea să-și exercite funcțiile într-o parte a țării cea neocupată de armatele sovietice. Condițiile de armistițiu negociate la Stockholm cu rușii, deși mai mult avantajoase pentru România, față de cele de la Cairo, implicau recunoașterea anexării Basarabiei și Bucovinei de Nord către Rusia. Generalul Vasiliu Rășcanu, unul dintre trădătorii frontului român de la Iași. În paralel cu negocierile de armistițiu de la Stockholm și Cairo și cu urzirea complotului regal privitor la tratativele de armistițiu de la Stockholm, prin trimișii regelui, se duceau tratative și de către Partidul Comunist de scoaterea României din războiul antisovietic. Oricât s-ar nega sau subestima azi, PCR-ul a jucat un rol important în complotul de la Palatul Regal și în trădarea de la Iași, dar și în desfășurarea ulterioară a evenimentelor declanșate la 23 august. După parașutarea lui Emil Bodnera și în România în primăvara anului 1944, au avut loc frecvente întâlniri între cercurile Palatului și delegații PCR. Prințul Știrbei a acordat chiar găzduire lui Emil Bodnăraș după parașutare. În noaptea de 13-14 iunie 1944 a avut loc o întâlnire conspirativă, ultima, a reprezentanților PCR, Emil Bodnăraș și Lucrețiu Pătrășcanu, cu reprezentanții Palatului Regal și ai Armatei, generalii Constantin Sănătescu, Aurel Aldea și Gheorghe Mihail, colonelul Dumitru Dămăceanu, Ioan Mocioni Stârcea, Mircea Ioanițu și Grigore Niculescu Buzești, cifrator în Ministerul Afacerilor Externe Român. Cu acest prilej, Emil Bodnăraș a criticat orientarea cercurilor Palatului de a reduce acțiunea de răsturnare a lui Antonescu la o simplă lovitură de palat înfăptuită de un grup de persoane și de a evita o participare mai largă a maselor la luptă. Emil Bodnăraș a prezentat în final planul Partidului Comunist, care prevedea răsturnarea prin forța dictaturii militaro-fasciste, scoaterea țării din războiul hitlerist, întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. După vii discuții, cei prezenți au aprobat planul elaborat de către PCR. Un fapt care spune multe. La 15 iunie, deci a doua zi, regele a aprobat acest plan. Pentru pregătirea acțiunii armate a fost creat un comitet militar din care au făcut parte generalii Gheorghe Mihail, Vasiliu Rășcanu și colonelul Dumitru Dămăceanu. Regele Mihai a sabotat tratativele de armistițiu româno-sovietice. Regele se împotrivea armistițiului negociat de guvern cu rușii. Poziția lui față de armistițiu rezulta clar dintr-o declarație făcută lui Gheorghe Brătianu. Dacă îl lăsăm pe Antonescu să facă singur armistițiul, ne va ține sub papuc. Cu acest prilej l-a sfătuit pe Brătianu să se retragă de la orice acțiune cu Antonescu. În acest spirit a acționat și Gheorghe Duca, trimisul regelui la Stockholm, care și la vârsta de 80 de ani își făcea un titlu de glorie din misiunea ce i-a dat-o regele de a sabota tratativele de armistițiu româno-sovietice. Consfătuire tainică la palat, operațiunea Poarta Iașului. O problemă ignorată până acum de istorici privește deschiderea frontului de la Iași la 20 august 1944. După plecarea participanților de la consfătuirea cu comuniștii din 13-14 iunie, același an, au mai rămas în incintă pentru o consfătuire de rutină Emil Bodnăraș și Dumitru Dămăceanu, care au stabilit în strict secret ca în scopul înlăturării lui Antonescu și pentru a grăbi ieșirea României din război, un segment de front de la Iași, denumit conspirativ Poarta Iașului, să fie deschis din punct de vedere militar la o anumită dată. Segmentul de front stabilit avea o lărgime de 25 de kilometri între Erbiceni și sediul Mitropoliei la nord de Iași, aparținând de Corpul 5 de Armată Român din Armata 4, comandant general Niculescu Constantin, iar Uniunea Sovietică să fie anunțată. Pe lângă cei stabiliți să facă parte din Comitetul Militar, au mai fost cooptați în conjurații generalul Aldea, mareșal al Palatului și generalul Mihai Racoviță, comandantul Armatei a 4-a pe frontul din Moldova cu punct de comandă la Piatra Neamț. În legătură cu situația frontului din Moldova, trebuie făcută următoarea precizare. Pe frontul de est, începând cu anul 1944, Armata Română a fost încadrată de grupul de armate german-Ucraina Sud, comandant general colonel Hans Frisner. După marea confruntare de tancuri sovieto-germană de la Uman, 5 martie 44, din zona mijlocie a râului Bug, pierdută de armata germană, s-a deschis drumul armatelor sovietice care au atins granița de nord-est a României pe Nistru. Treptat prin ample replieri, frontul român întărit cu trupe germane s-a stabilizat la 17 aprilie 1944
pe linia est Carpați, pe râul Siret până la Pașcani, apoi pe la nord de Târgul Frumos, nord Iași cu trecere peste Prut și se ajungea la Nistru, la sud de Dubăsari, apoi pe Nistru, limanul Nistrului, Marea Neagră. Armata a patra română, comandant general de corp de armată Mihai Racoviță, se apăra pe linia est Carpați, pe râul Siret și până la sud de Dubăsari, pe Nistru. Armata a patra română avea în compunere corpurile 1567 de armată și corpul 57 de armată germană. Împreună cu armata 8-a germană, făcea parte din grupul de armate general Wöhler. Cu știrea regelui Mihai, Bodnăraș l-a anunțat pe Stalin să se pregătească de ofensivă pentru 20 august. La flancul drept pe Nistru se apăra armata a treia română cu corpurile 2 și 3 de armată române, corpul 29 și 72 de armată germană și comandamentul 110. Împreună cu armata 6-a germană constituiau grupul de armate general Dumitrescu. Pe acest aliniament, trupele româno-germane au respins numeroase atacuri sovietice, inclusiv ofensivele din mai și iunie 1944 ale trupelor sovietice. La începutul lunii iulie 1944, o vizită secretă la Iași a generalului Aurel Aldea pentru a se întâlni cu generalul Racoviță a prilejuit întocmirea unui plan strategic în sensul preconizat de Bodnăraș Dămăceanu pentru deschiderea frontului prin poarta Iașului. La sfârșitul lunii iulie 1944, Bodnăraș i-a comunicat lui Stalin toate detaliile necesare. Deschiderea programată a frontului, zona deschiderii, data prevăzută 20 august. Pentru materializarea planului, Stalin a ordonat încetinirea ritmului ofensivei sovietice pe frontul din Polonia și transferarea de trupe pe frontul din Moldova în sectorul stabilit. Ofensiva sovietică a început în dimineața zilei de 20 august, iar trupele române din poarta Iașului s-au retras în cursul nopții. La ora 13, trupele sovietice au intrat în Iași, depășind trupele armatei a patra, aflată în retragere dezordonată. Mareșalul Antonescu a făcut o scurtă vizită de inspecție pe front în perioada 20-21 august și a constatat dezorganizarea frontului și începutul retragerii disperate, dar s-a întors repede la București, mai hotărât ca oricând să semneze armistițiul cu rușii. Mareșalul Ion Antonescu a arestat împăratul regal. În dimineața zilei de 23 august 1944, Antonescu aștepta răspunsul de la Stockholm pentru a semna armistițiul cu URSS-ul. În așteptarea răspunsului a solicitat un înscris de la Maniu și Brătianu pentru susținerea armistițiului. Între timp, de la Stockholm a sosit la ministrul afacerilor externe acceptarea sovietică la propunerile românești de armistițiu. Telegrama, în loc să-i fie înmânată lui Antonescu, Grigore Niculescu Buzeș, participant la conjurație, a înmânat-o regelui. În situația dată, regele, fără să vorbească despre telegramă și implicat în complot alături de comuniști, le-a comunicat lui Maniu și Brătianu că va intra în acțiune și va face singur armistițiul, fiind sătul de tutela lui Antonescu. Deși mareșalul Antonescu nu a primit telegrama așteptată, a mers totuși la palace, acolo a fost arestat. Nu a mers singur, ci cu Mihai Antonescu. Regele a dispus celor trei aghiotanți prezenți în încăpere să execute ordinul ce le fusese dat. Aceia i-au arestat pe demnitar și i-au închis într-o cameră fișet până au venit comuniștii să-i preia. Că Antonescu l-a hotărât să încheie armistițiul cu URSS rezultă și din faptul că în seara de 22 august l-a convocat pe ministrul german la București Claudius și în prezența generalului Pantazi, ministrul de război, i-a adus la cunoștință că România a cerut armistițiul. Armistițiul sovietic cu România era o necesitate și pentru Rusia. Pozițiile întărite româno-germane din Moldova, care au rezistat la numeroase atacuri sovietice, începând cu 17 aprilie 44, și pe care trupele se aflau și la data de 20 august, ca și existența în spatele frontului la nici 200 de kilometri a unui aliniament puternic fortificat linia Focșani-Nămoloasa-Galați, prezenta pericolul transformării României într-un teatru de război. De aceea, toți factorii interesați în destinul României, inclusiv Rusia, care au rezistență pe linia de fortificații, ar fi afectat interesele în Balcani, au considerat ca necesară ieșirea țării din război prin încheierea unui armistițiu. Prin trădarea de la Iași de la 20 august 44, frontul româno-german din Moldova a căzut pulgerător, zădărnicindu-se și organizarea unei rezistențe pe linii de fortificați. La 23 august 1944, ora 13, trupele sovietice aflate în marș prin Moldova, deoarece nu au întâmpinat nicio rezistență, se aflau la 60 de kilometri de Focșani, iar la ora 18, avangărzile sovietice au ajuns la linia de fortificați. Regele a ordonat încetarea focului înaintea semnării armistițiului, care s-a semnat abia la 12 septembrie 1944.
La ora 22 în ziua de 23 august, prin proclamația regelui Mihai, s-a ordonat încetarea focului între trupele române și cele sovietice, dar, pentru că armistițiul cu sovieticii nu era semnat, rușii au continuat să captureze militarii români. Așa au luat drumul Siberiei circa 175.000 de militari români, 40.000 dintre aceștia au fost internați în lagărul de la Bălți, din Basarabia, unde au murit de foame sau de frig, de boli, sau au fost executați de comisari basarabeni din armata sovietică, între ei numărându-se și majorul Alexandru Bârlădeanu. Criticii actului de la 23 august 1944, și nu sunt puțini, îl consideră unii ca act de înaltă trădare, iar alții ca o gravă eroare politică, și unii și alții au dreptate. El a fost atât un act de înaltă trădare, cât și o gravă eroare politică cu multiple implicații și consecințe nefaste pentru România. Susțin și li se dă dreptate că mareșalul Antonescu trebuia lăsat să încheie și să semneze armistițiul, deoarece el îl negociase și putea să impună rușilor, prin puternica sa armată de 1.000.000 de oameni, un alt mod de acțiune decât capitula. Prin arestarea lui Antonescu și capitularea întregii armate din ordinul regelui Mihai, înaintea semnării armistițiului cu rușii, România a pierdut baza juridică și morală a apărării drepturilor sale. S-a dezonorat singură. Capitularea necondiționată a însemnat un dezastru național, un mare calvar pentru România, ce-l va purta o lungă perioadă de timp. Alături de cei 175.000 de militari români care au luat drumul lagărelor sovietice de prizonieri, după 23 august, au mai fost deportați în URSS peste 20.000 de alți români și 72.000 de cetățeni români de etnie germană. Prin nesemnarea armistițiului și capitularea necondiționată, România și-a pierdut definitiv libertatea. I s-a refuzat statutul de țară cobeligerantă, deși a fost a patra putere militară participantă la înfrângerea Germaniei. În decurs de un deceniu și jumătate după 23 august 1944, România a fost furată de către ruși de cel puțin 3 miliarde de dolari, în locul celor 300 de milioane impuse prin armistițiul dictat de Moscova. Semnarea armistițiului cu RSS, care conținea destule condiții împovărătoare pentru România, față de armistițiul negociat cu Antonescu, a fost tărăgănată până la 12 septembrie 1944, iar protocolul privind raporturile dintre armata română și armata sovietică a fost semnat abia pe 25 septembrie, ceea ce a făcut ca armata română să se angajeze singură în luptele pentru eliberarea Transilvaniei, reușind ca până către jumătatea lunii septembrie să respingă de pe teritoriul României până la frontiera vremelnic impusă trupele germano-ungare. Antonescu reprezenta România, voi nu reprezentați pe nimeni. Semnificativ pentru prestigiul de care se bucura la Moscova mareșalul Antonescu este și răspunsul dat de Molotov lui Lucrețiu Pătrășcanu la 12 septembrie 1944, prezent la Moscova cu delegația română pentru semnarea armistițiului. Când Pătrășcanu a întrebat de ce condițiile de armistițiu impuse de către URSS României sunt mai grele decât cele oferite lui Antonescu, Molotov i-a răspuns: Antonescu reprezenta România. Voi nu reprezentați pe nimeni. Dar orice trădare se plătește scump, iar prețul trădării a venit destul de repede. Primii care au simțit consecințele au fost generalii Mihai Racoviță și Gheorghe Mihail. Primul ajunsese ministru de război, iar al doilea șef al Marelui Stat Major, și ambii făcuseră parte din comitetul militar care răspundea de implementarea deschiderii porții Iașilor. Către începutul lunii septembrie 1944, s-au intensificat presiunile comandamentelor sovietice de subordonare a armatei române, iar începând cu ziua de 7 septembrie, armata română a intrat în subordinea armatei sovietice, fiind împărțită la diferite grupuri de armate sovietice, iar marinei române i-au fost debarcate echipajele la 3 septembrie și înlocuite cu echipaje sovietice. Astfel, atribuțiile celor doi generali trădători au fost știrbite. Răsplata trădării a continuat. După război, atât generalul Racoviță cât și generalul Aldea au fost întemnițați. Primul la închisoarea din Sighet, unde a murit în 1954, iar al doilea în închisoarea din Aiud, unde a murit în 1949. Probabil că regimul comunist nu a dorit să se afle de trădare și de modul în care a ajuns la putere. Regele Mihai a plătit cel mai puțin proporțional cu disprețul de care s-a bucurat față de ruși și comuniști interni. Prea puțin se întreabă de ce Stalin i-a acordat lui Mihai Ordinul Pabeda Victoria. În urmă cu 75 de ani, România a ieșit din alianța cu puterile Axei și a trecut de partea aliaților, eveniment ce a născut și cu siguranță va continua să o facă numeroase controverse și dispute.
Desigur că susținătorii regelui Mihai văd în acțiunea suveranului împreună cu Blocul Național Democrat, din care făceau parte Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănesc, Partidul Social Democrat și Partidul Comunist Român, un act de demnitate națională, în timp ce susținătorii mareșalului Ion Antonescu consideră 23 august un act de rădare. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și v-am prezentat o pagină de istorie scrisă de Vladimir Roșulescu. Pe curând!